A trecut un an de la moartea Mădălinei Manole, dar războiul dintre rudele sale și soțul ei pare fără sfârșit. La Ploiești, părinții artistei i-au făcut astăzi slujba de pomenire. Petru Mircea însă nu și-a făcut apariția nici la biserică, nici la cimitir și nici la restaurantul unde a avut loc parastasul. Daniel Giurma are informații. Daniel, bună ziua! Ce spune acesta? Contactat telefonic, Petru Mircea a declarat că el îi va face un parastas separat Mădălinei Manole miercuri, când va veni și la cimitir. Familia artistei împreună cu zeci de fani au fost astăzi la cimitirul Bolovănești din Ploiești. La mormânt, mama artistei a izbucnit în lacrimi și s-a făcut rău. Supărat a fost și tatăl Mădălinei Manole. Crucea ar fi trebuit să fie înlocuită la parastasul de un an cu un monument. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că locul de veci este concesionat de Petru Mircea, spune Ion Manole, care mai are o doleanță. Vrea să schimbe numele nepotului din Mircea în Manole. Alex? Daniel, îți mulțumesc.